Mario, bine ai venit la Faro. Ce te-a determinat să semnezi cu noua echipă? Mulțumesc. În primul rând, Faro, împreună cu Viitorul, de echipă foarte mare, de o tradiție foarte mare în România și cu numele pe care sunt implicat în acest proiect, un jucător care își dorește performanță, n-are cum să aibă altul răspuns decât da. Cât de mult a contat și faptul că vei fi pregătit de domnul Hagi? Pentru mine este unul dintre cel mai important factor care pot să zic, pentru că Mister este un om învingător în viață, în sport și, cum am zis, orice jucător își dorește să fie antrenat, să fie pregătit de el. Un nou campionat greu în care fiecare echipă își va propune cât mai mult. Cum vezi tu acest sezon? Eu zic că va fi un sezon foarte competitiv. Vedem că toate echipele se pregătește bine, se întărește cu jucători buni. Sperăm să putem să ne pregătim bine, să terminăm această pregătire bine și să ne îndeplinim toate obiectivele impuse de club. Obiectivul tău cu farul? Sincer, e să mă ajut cu echipieri, să mă ajut echipă, să putem să împlinim obiectiv și să joc cât mai mult, să pot să fac alături de coechipierii mei un sezon frumos.